Biblioteca Sfântului Sinod a organizat în această după-amiază evenimentul comemorativ Viața ca o jertfă, dedicat întregii activități a Mitropolitului Visarion Puiu, de la cărui naștere s-au împlinit astăzi 145 de ani. Ierarhul a fost episcop al Argeșului, episcop al Hotinului și mitropolit al Bucovinei. Mai târziu, el este cel care pune bazele unei eparhii ortodoxe românești pentru Europa Occidentală, cu sediul la Paris. Personalitatea ierarhului a fost evocată la Biblioteca Sfântului Sinod în cadrul evenimentului intitulat Viața ca o jertfă. Conferința a adus în atenție aspecte mai puțin cunoscute din viața mitropolitului. Au participat, alături de istorici, clerici și oameni de cultură, Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Acum, la această de seară, suntem împreună aici la Biblioteca Mănăstirii Antim pentru a ne aduce aminte de această mare personalitate a Bisericii Ortodoxe Române, pururea pomenitul mitropolit Visarion Puiu. Una din marile personalități ale veacului trecut, un om care a cunoscut și, să spunem așa, și bucuriile și necazurile vieții arhierești, un om care a pus mult suflet pentru Biserica Străbună, un om care a păstorit în țara românească, la Curtea de Argeș și apoi la Hotin, după aceea mitropolit al Bucovinei, s-a implicat apoi în misiunea din Transnistria, pentru ca mai apoi să-și închine viața românilor din diaspora. A fost cu adevărat un apostol care s-a jertfit pentru ortodoxie și pentru bunul mers al bisericii. Un om care, cum spuneam, a cunoscut și bucuria, a cunoscut și amarul, și iată, este de datoria noastră să cunoaștem crâmpeie din viața lui. De numele mitropolitului Visarion Puiu, cel pe care Nicolae Iorga l-a numit Călugărul Ostaș, se leagă și înființarea așezământului românesc din Ierusalim. În ceea ce îl privește pe mitropolitul Visarion Puiu, și s-a amintit mai puțin și la alte comunicări, este legătura lui cu așezămintele românești din Țara Sfântă. Miron Cristea, în 27 a călătorit la Ierusalim. Nu a reușit să găsească un loc. Câțiva ani mai târziu, mai precis în anul 1931, Visarion Puiu, episcop de Hotin atunci, a fost trimis împreună cu o delegație la Ierusalim. S-a întors dezamăgit Visarion Puiu, probabil că fiind un om direct, a avut și discuții mai aprinse acolo la Ierusalim, n-au reușit atunci să dobândească una din mănăstirile pe care Patriarhul, dar și Sinodul le-ar fi dorit la momentul respectiv. Demersurile au continuat și așa, după cum se știe, într-un loc care a aparținut unui arab creștin, au reușit să construiască o biserică românească, care este astăzi reprezentanța Patriarhiei Române din Ierusalim. La sediul Bibliotecii Sfântului Sinod a fost organizată cu acest prilej o expoziție de cărți, documente și fotografii. Aș dori să menționez faptul că acest eveniment se încadrează în seria zilelor Mitropolit Visarion Puiu, organizate de asociația cu același nume, în mai multe localități din țară, în special în zone legate de prezența și de activitatea Mitropolitului Visarion Puiu, la Pașcani, la Roma, la Mănăstirea Neamț. Anul acesta, una dintre secțiuni, desfășurându-se aici, la București, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Așadar, zilele Visarion Puiu au ajuns la ediția 28-a, deci de aproape 3 decenii, anual are loc această manifestare care își propune să reînvie memoria și persoana acestui ierarh nedreptățit, care, așa cum am definit și motoul acestui eveniment, a dus viața întreagă ca pe o jertfă. Despre viața mitropolitului Visarion Puiu a vorbit și colonelul în retragere Dumitru Stavarache, membru al Comisiei Române de Istorie Militară. Aproape 4 decenii jumate nu s-a vorbit deloc despre el. A fost interzis pur și simplu și operă și scrieri datorită faptului că a fost condamnat la moarte în contumacie de către Tribunalul Poporului în 1946 și de aceea nu s-a știut nimic. Abia după 1990, când Sfântul Sinod a ridicat o altă pedeapsă, să zicem, măsură coercitivă impusă de regim
demiterea din treaptă, lui Caterisirea, atunci au început să apară scrieri despre el. Mitropolitul Visarion Puiu a fost considerat de Nicolae Iorga cel mai erudit cleric român în perioada interbelică. Îl numea chiar călugărul ostaș. Prin activitățile lui, un om deosebit de pregătit, dar și exigent, atât în viața bisericească, privind întocmirea corectă și realizările proiectelor și care erau de făcut în sânul bisericii, el aducând o serie de bunătățiri bisericești, dar el este ca o personalitate, în primul rând, realizările pe plan bisericesc în eparhiile pe care le-a păstorit. Ele sunt multe, în sprijinul învățământului peste tot, donații care le-a făcut, ajutorul tinerilor pentru studiu aduși din sudul Dunării, a români. Foarte mult a făcut. Scrierile lui, peste 40, aproape 50 de lucrări care au fost până 44, pentru că viața lui se împarte, să zicem, în două etape, până la plecare din țară, până în 44, și cea de 20 de ani de privegie prin țările europene, practic prin Austria, Italia, Elveția și Franța. 20 de ani de privegie, de chinuri. Mitropolitul Visarion Puiu a trecut la Domnul în data de 10 august 1964, la vârsta de 85 de ani. Mormântul său se află în cimitirul Montparnasse din Paris.